Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm aruncarea la coș de pe loc? Basket. Tema se adresează clasei a 5-a, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple, specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența evaluării continue formative. Procesul de evaluare va ambina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv evaluare Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv la clasa 5-a, -a, anul 1 de instruire, se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. În clasa 5-a, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice baschetului și anume prinderea, ținerea, protecția și pasarea mingii cu două mâini de la piept, de pe loc și urmată de deplasare, oprirea într-un timp, driblingul, aruncarea la coș cu una, respectiv două mâini, pivotarea, poziția fundamentală în apărare, deplasările cu pași adăugați, lucrul de brațe și jocul de picioare, demarcajul, marcajul, depășirea, apărarea om la om în apropierea coșului propriu, așezarea în atac în potcoavă, acțiunea tactică dă și dute, variante de joc cu temă, cunoștințe privind regulile de joc fault, pași, dublu dribling și informații cu caracter sportiv. Jocul sportiv basket, în limba engleză basketball, basket coș, bol, minge, minge la coș. Se joacă între două echipe de 5 jucători. Scopul fiecarei echipe este să introducă mingea în coșul adversarilor și să încerce să împiedice cealaltă echipă să înscrie. Terenul este un dreptunghi cu o lungime de 28 de metri și o lățime de 15 metri. Echipa în atac este echipa cu roșu și echipa în apărare este echipa cu albastru. Zonele de restricție. Sunt suprafețe dreptunghiulare trasate pe terenul de joc, delimitate de liniile de fund, prelungirea liniilor de aruncări libere și de liniile care pornesc de la linia de fund. Linia de aruncări libere trebuie trasată paralel cu fiecare linie de fund. Marginea exterioară trebuie situată la 5,80 m de la marginea interioară a liniei de fund și trebuie să aibă o lungime de 3,60 m. Zona semicercului no charge este marcată pe terenul de joc cu scopul desemnării unei zone specifice pentru interpretarea situațiilor de forțare-obstrucție care se produc sub coși. Linia aruncărilor de 3 puncte este situată la 6,25 m. Instalațiile coșului de basket. Panourile, coșurile cuprinzând mecanismul pentru diminuarea presiunii, inelele și plasele, structura de susținere a panourilor, inclusiv capitonajul. Inelul se găsește la o înălțime de aproximativ 3,05 m. Panoul. Are lungimea de 1,80 m și lățimea de 1,05 m. Inelul are diametru de 45 cm, o mince de basket are diametru de 24 cm și cântărește între 0,57 și 0,62 kg. Există diferite dimensiuni în funcție de categoria de vârstă și gen, feminin sau masculin. Aruncarea la coș. Concretizează scopul final al jocului de basket și anume înscrierea de puncte. Oferă cea mai mare satisfacție oricărui elev, indiferent de valoarea lui. Trebuie să aibă o justificare tactică a procedeului tehnic ales în funcție de poziționarea adversarilor. Reușita aruncării la coș depinde de Însușirea corectă a mecanismului de bază a fiecărui procedeu tehnic, distanța și unghiurile optime de aruncare față de panou, traiectoria și viteza imprimate mingii, prezența și acțiunile adversarului. Clasificarea aruncărilor la coș. Din punct de vedere al poziției elevilor, de pe loc din alergare precedată de prinderea mingii din pasă, precedată de prinderea mingii din dribling, aruncări din săritură. Din punct de vedere al distanței, aruncări din apropierea coșului, sub 2 metri, aruncări de la semidistanță, 2-5 metri, aruncări de la distanță, peste 5 metri. Din punct de vedere al execuției, cu o mână, cu două mâini, cu panoul, aruncări la coș cu inelul, directe, procedee de bază, procedee speciale. Aruncările la coș de pe loc. Nu o pondere mare datorită apărărilor care au devenit mai active, mai agresive. Se folosesc pentru învățarea mecanismului de bază al aruncărilor la coș din săritură sau deplasare, elevii și în special elevele care au o forță mai scăzută la nivelul musculaturii brațelor, aruncările la distanță. Pot fi cu două mâini de la piept, cu două mâini de deasupra capului și cu o mână de deasupra umărului. Aruncarea la coș de pe loc cu două mâini de la piept. Mecanismul tehnic. Din poziția fundamentală, mingea se ține cu ambele palme, privirea este orientată către panou, inel. Flexia lentă a picioarelor, urmată de întinderea concomitentă la nivelul membrelor inferioare și superioare. Efortul final se realizează la nivelul palmelor, care imprimă mingii traiectoria necesară, după care cad înainte. Traiectoria mingii mai joasă sau mai înaltă depinde de distanța față de panou sau inel. Greșeli frecvente lipsa flexiei la nivelul articulației genunchilor, insuficienta întinderea brațelor, aruncarea efectuând se prea repede, împingerea mingii cu brațele inegal și imprimarea unei traiectorii neadecvate, necorelarea acțiunilor corpului care să asigure cursivitatea aruncării. Iată aici putem observa o parte dintre aceste greșeli. Aruncarea s-a efectuat prea repede și împingerea a fost efectuată inegal cu cele două brațe. Aruncarea la coș de pe loc cu o mână de deasupra umărului. Mecanismul tehnic. Din poziția fundamentală, mingea este ținută în palma brațului de aruncare, fiind sprijinită cu degetele palmei opuse, din lateral jos, privirea este orientată către panou inel. Flexia brațului pe antebraț formând un unchi de aproximativ 90 de grade, degetele sunt răsfirate și cotul brațului aruncător orientat în jos. Aruncarea propriu se începe cu tripla flexie lentă a picioarelor, urmată de întinderea concomitentă la nivelul membrelor inferioare și superioare. În continuarea mișcării în sus, mingea este ținută pe palma brațului de aruncare, care se găsește sub minge, și părăsește mâna ca urmare a unei ultime impulsii date printr-o flexie palmară pronunțată din articulația pumnului. Degetele index și mijlociu sunt orientate către direcția aruncării. Metodica învățării Exerciții imitative fără minge, imitarea lucrului din brațe și palme, imitarea lucrului de coordonare dintre brațe și picioare, imitarea integrală a procedeului de aruncare, exerciții pentru învățarea aruncării la coș de pe loc, aruncarea mingii din apropiere 1 metru din unghi de 45 de grade față de panou și cu panoul în care ținerea mingii se face cu două mâini de la piept și sau cu o mână de deasupra umărului, schimbarea unghiului de aruncare, trei unghiuri de bază, dreapta, stânga, față, mărirea distanței de aruncare 2-3 metri cu atenția asupra traiectoriei mingii, execuția aruncării fără panou cu două mâini de la piept și sau cu o mână de deasupra umărului. Greșeli frecvente Priza la minge nu este asimetrică, mingea fiind ținută în palme în formă de pâlnie. Cotul brațului de aruncare este orientat lateral și nu pe direcția aruncării. Degetele mâinii care aruncă nu acoperă o suprafață cât mai mare, nefiind răsfirate suficient pe minge. Nu se imprimă mingi în partea finală a aruncării, mișcarea de biciuire care trebuie să fie dată prin impulsia din articulația pumnului, iar planul palmei nu este perpendicular pe direcția aruncării. Avem un exemplu de aruncare corect executată. Mulțumiri elevilor de la Clubul Sportiv Fly OC Constanța, întrumați de profesorii Cătălin Oprea și Cristian Cocuz. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.